Proiectul de lege a lui Liviu Dragnea, care prevede eliminarea peste 100 de taxe nefiscale de la 1 ianuarie 2017, a trecut de Senat în timp record. La doar o săptămână după ce a fost depus în Parlament, proiectul a trecut într-o singură zi de comisie și a fost adoptat de Senat. Decizia finală va fi luată de Camera Deputaților. Propunerea a fost dezbătută luni în Comisia de Buget și a primit raport favorabil. În cursul aceleiași zile, senatorii au adoptat propunerea legislativă a PSD privind eliminarea 102 taxe cu 89 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă și o abținere. Liviu Dragnea a susținut în plenul Senatului propunerea legislativă care, pe lângă eliminarea mai multor taxe nefiscale, totodată ar duce și la reducerea birocrației. Șeful PSD a vorbit despre numărul diabolic de mare de taxe pe care românii trebuie să le plătească, dintre care multe nu acoperă prin valoarea lor costurile de colectare. Ne place sau nu ne place, dar asta este realitatea. Birocrația este, alături de corupție, principala cauza neîncrederii românilor în statul lor. Principala problemă pe care o au românii, și nu este vorba de cuantumul acestora, o reprezintă numărul diabolic de mare de taxe pe care românii trebuie să le plătească. Multe taxe nu acoperă prin valoarea lor nici măcar costurile sistemului pentru colectarea acestora. Sunt taxe care consumă, dar care nu aduc venituri la stat. Dragnea a mai spus că pentru români, în cele mai multe situații, ghișeul este un loc al umilinței. Astăzi, în multe situații, ghișeul este un loc al umilinței. Statul își exprimă lipsa de respect pentru viața oamenilor, pentru timpul lor. În România durează aproximativ 8 zile de chin să-ți matriculezi o mașină. După ce ai reușit în final, nu prea mai ai chef de nimic. Durează cel puțin 8 zile ca să înființezi o firmă. După ce ai reușit în final, îți vine să te lași de afaceri. Potrivit inițiatorului legii, Liviu Dragnea, România ar trebui să-și ia concediu pentru a putea plăti aceste taxe, iar eliminarea lor, pe lângă reducerea birocrației, va scurta timpul petrecut de români la ghișeu. Se reduce substanțial timpul petrecut de oameni în fața ghișeilor, se va reduce suma totală a plăților pentru taxele nefiscale, se va simplifica activitatea instituțiilor publice, va crește consumul, va crește încrederea în instituțiilor statului și, cel mai important, românii nu vor mai fi umiliți stând la cozi. Dacă proiectul va trece de Camera Deputaților for decizional în acest caz, 102 taxe vor fi eliminate de la 1 ianuarie 2017. Între taxele care ar urma să fie eliminate se află timbrul de mediu pentru autovehicule, taxe consulare, taxele radio-TV, taxe pentru pierderea sau modificarea actelor sau taxele de pescuit recreativ.